Bună seara, bun găsit la emisiunea Voci Iașului, o ediție specială, așa cum am anunțat în această seară. Invitat este primarul municipiului Iași, Gheorghe Nichita. Bună seara, domnule primar, bine ați revenit la Voci Iașului. Bună seara dumneavoastră și bună seara celor care ne urmăresc la această oră. Și la mulți ani, suntem la început de an totuși. Suntem la început de an, în continuare, e adevărat. Sunt mai multe subiecte pe care le vom aborda, telespectatorii trebuie să știe, sunt subiecte legate de serviciile publice ale municipalității, sunt subiecte pe care le-au sesizat și telespectatorii pe adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook a emisiunii, facebook.com/Vocile Iașului. Așa să începem cu prețul gigacaloriei, despre care s-a vorbit puțin în ultimele zile și despre care s-a spus că va crește cu 5,5% prețul de cost. Aș vrea să vă întreb în ce măsură va fi afectată pe de-o parte populația și în ce măsură va fi afectată pe de altă parte, va fi afectat bugetul municipalității. Dar trebuie să spun că de aproximativ 2 ani de zile n-am făcut nicio creștere de tarif la gigacalorie în municipiul Iași față de toate celelalte orașe din țară. Cred că suntem singurul oraș din România la care n-a crescut gigacaloria în tot acești 2 ani de zile. 4 sezoane de iarnă, cum s-ar spune. De altă parte, în contractul nostru cu cei de la Dalkia există clar câteva lucruri legate de inflație și legate de prețul combustibilului. Din 2012 și până acum, inflația a crescut cu 8,1%. Iar prețul la gazul metan, spre exemplu, a crescut cu 26% în acești 2 ani de zile. Cu toate acestea, în discuții avute cu Cirea Dalchea, 2013-2014 n-a fost niciun fel de creștere la tarif legat de aceste două elemente din cost. Dacă ar fi să calculăm conform inflației și prețul la combustibil, am ajunge la un procent de vreo 30% măcar de creșterea tarifului, ceea ce nu este posibil, e foarte mare și pentru că știam că oricum ar fi inflația va afecta și costul la gaz metan de asemenea, s-au luat alte măsuri cu operatorul nostru, cu Dalkia, pentru a putea într-adevăr să ținem celelalte costuri cu funcționarea cât mai jos. Spre exemplu, costul cu cărbunele. Faptul că l-am adus până în octombrie, și deci n-a fost pe timp de iarnă, cu suplimentare și așa mai departe, preț mai bun negociat la cărbune, ne-a făcut ca să putem într-adevăr ajunge la o afectare a tarifului de până la 5,5%. Dar chiar operatorul a notificat către ANRE și ANRSC această creștere. Urmează ca această creștere să fie avizată, sau mai bine zis, analizată și avizată de către cele două instituții ale statului, după care noi vom discuta în consiliul local ce variante alegem. Cert este că prețul de 265 de lei cu tot cu TVA la populație nu a crescut în această perioadă de timp și să sperăm că vom avea surse necesare să crească în continuare. Rămâne la fel 265. Nu vă pot promite până nu stabilesc bugetul. Deja am dat drumul să lucrez la buget la începutul acestui an. Suntem în fază în care așteptăm indicatorii de la direcția de finanțe publice, după care vom putea vedea efectiv care sunt resursele, pentru că e un an mai complicat pentru noi. Avem și proiectele de finalizat pe fonduri europene și cofinanțarea de susținut. Avem și Capitala Culturală Europeană ca proiect în care trebuie să alocăm fonduri suplimentare față de toți ceilalți ani. Deci dumneavoastră spuneți că s-ar putea chiar să crească. Încă nu știți exact. Nu știu exact, eu nu spun în clipa de față ce se va putea întâmpla. Deocamdată, Dalkia operatorul are nevoie de acest 5% tarif pentru ca să recunoască că alea sunt costurile dânsului, după care noi putem să facem în felul următor. Putem să suportăm din bugetul local această diferență sau putem să majorăm tariful la populație. Important este că mulți dintre cei care s-au desprins de la sistemul centralizat s-au întors, întrucât sistemul începe să funcționeze din ce în ce mai bine. Citeam, de aceea am insistat, am citit că în presa locală că oficialii ai primăriei spun că prețul pentru populație va rămâne la fel. Iar dumneavoastră spuneți că încă nu se știe, de aceea am insistat. Deci eu cred că cel mai oficial om din primărie e primarul Gheorghe Nichita, nu? E adevărat. Deci dacă n-am analizat treaba asta cu nici colegii mei, nici cu cei de la Dalkia, înseamnă că nu pot să spun în clipa de față cum vom proceda. Cert este că în acest moment așteptăm doar avizul de la NRSC și ANRE și bugetul local să vedem efectiv ce surse avem acolo, pentru ca să putem într-adevăr susține mai departe și gigacaloria. Dar există, să spunem, vreo posibilitate ca prețul să crească în această iarnă, adică până în aprilie? Depinde de ANRE și ANRSC, pentru că după ce dân și dau avizul, spun cu ce perioadă dau avizul, după care noi trebuie să intrăm într-un consiliu local cu hotărâre. În momentul în care hotărârea consiliului local e valabil, atunci înseamnă că atunci se intră cu tariful. Spuneam că există sesizări ale telespectatorilor. Florin Sardariu din Păcurari observă că la asociația domniei sale, asociația trece în parte cheltuielile cu energia termică de la sistemul centralizat doar la cei care sunt
conectați la sistemul centralizat. Deci, treaba asociată de proprietari, noi o putem verifica prin acel serviciu care l-avem noi la primăria municipiului Iași. Unde sunt sezizări, trimitem de la noi echipe care să facă verificarea la asociație. Sigur, cei de la Dalkia ne ajută și dânșii, pentru că efectiv ne arată care sunt consumurile, tot ce au facturat către asociații, și după aceea, într-o discuție pe temei legal, discutăm cu președintele asociației și cu administratorul să vedem efectiv dacă s-au făcut greșeli sau nu s-au făcut greșeli. Deci problema asociației poate fi oricând reglementată prin acest serviciu al asociației noastre, al primăriei, serviciu care de fapt nu face altceva decât să îndrume asociațiile cum să lucreze, astfel încât să stabilească costurile corecte pentru fiecare apartament. Dar poate să și sancționeze. Administratul poate să, da, administratorul poate fi sancționat de către noi, președintele asociației nu. Doar administratorul. Doar administratorul. Mă întorc puțin la buget. Există o dată când va fi votat, când este... Deci cred că va trebui la început, în prima parte a lunii februarie, să aprobăm bugetul în Consiliul Local. Deci cam 13-14, dacă nu mă înșel, termenul final de aprobare a bugetului la Consiliul Local. Așa că am avut o primă întâlnire cu colegii mei marți, am discutat cu ei despre... pe fiecare direcție în parte ce au de făcut. Am stabilit o strategie și un proiect noi și urmează ca în săptămâna aceasta la final să dăm și să fac un croquis sau în viitoare să începem să lucrăm pe buget. Este un plan care cuprinde o listă care nu ar putea să lipsească de proiecte, de exemplu, care nu ar putea să lipsească din acest buget? Sigur, proiectele europene trebuie să continue, nu putem să le oprim. Proiecte care sunt în execuție în clipa de față de asemenea, avem o serie de măsuri care le-am luat vis-a-vis de servicii publice, de subvenția la RATP și așa mai departe, transportul public, toate astea trebuie să continue. Important este să vedem la ce nivel ajungem cu aceste cheltuieli, care nu sunt productive, sunt doar pentru funcționare, și sigur mai departe să vedem efectiv ce bani mai putem să luăm de la nivelul bugetului de stat prin echilibrare. În nou concept al bugetului național, această echilibrare se face mai mult pentru orașele mici și mijlocii, unde veniturile sunt mult mai mici, și mai puțin pentru municipiile mari, reședință de județ. Dar o să vedem la ce venituri ne putem noi raporta proprii și apoi mai departe celelalte venituri legate de investiții fonduri europene și cele care sunt cu direcție din TVA și de la stat. Despre câteva din proiecte vom discuta. Absolut. Chiar în această emisiune. Parcările din municipiul Iași sunt un alt subiect de interes pentru cetățeni. Da. Există un regulament al parcărilor care a fost trecut prin Consiliul Local, este practic în vigoare. Urmează o licitație, nu? Sau pe care o să organizeze primăria pentru concesionarea parcărilor. Este făcut, urmează să finalizăm deja analiza licitației. Tot la începutul acestui an, tot în ianuarie, va trebui să analizăm, comisia aștept la comisie rezultatul, să vedem ofertele care au fost făcute, cât sunt de viabile și care este rezultatul. Dacă, spre exemplu, vom avea un operator pe parcări, atunci va fi foarte bine. Pentru că de foarte mulți ani de zile oamenii stăm cu o resursă care ar putea să aducă și alte parcări în oraș. Ori noi n-am reușit din vari motive. Pentru că n-am avut operator, la un moment dat au fost mai multe licitații la care n-au participat unii din cei care erau interesați la început. După aceea n-am știut la DAPP să gestionăm foarte bine aceste locuri care le avem astăzi deja amenajate. Și atunci cred că va trebui totuși să introducem un management privat pentru aceste parcări, astfel încât să avem o resursă în care să putem face investiții în continuare în parcări. Vor plăti toți cetățenii care au autoturism, vor plăti? Tot ce înseamnă parcări? Parcare, nu. Cel care are încheiat o parcare, sigur că plătește. Cel care, de fapt, folosește o parcare temporal, iar plătește. Depinde de parcarea respectivă, în ce zonă este, să spunem, funcțională. Vreți să, dumneavoastră, există un proiect, doriți să extindeți numărul de parcări din municipiul Iași și există un proiect care este în continuare contestat. Mă refer la cel de la parcarea, proiectul pe care doriți să-l amenajați, să-l puneți în operă în fața Teatrului Național. Deci eu doresc să avem cât mai multe locuri de parcare în oraș. Am avut audiențe acum câteva între Crăciun și Anul Nou și au venit oameni chiar din zona Păcurarului, pentru că acolo facem management de trafic și noi putem să lăsăm parcarea să fie pe carosabil. E o bandă de presecție la dreapta și automat poate să fie zona de parcare. Și o să trebuie să amenajăm parcarea de la Voința. O să o amenajăm noi, o să o facem și o să o închiriem. Deci oamenii nu spun, domnule, nu vrem să plătim, ci spun amenajați-ne și dați-ne ca să avem și noi un loc de parcare.
să poți să-mi pun mașina undeva. Să fie și păzită, să fie și în siguranță și așa mai departe. Pe de altă parte, noi încercăm să identificăm toate amplasamentele în care să putem face parcări subterane, în special în zona centrală. Sigur, o parcare subterană, ca să o realizez, necesită foarte, foarte mulți bani. Privații, de obicei, nu vin să facă asemenea parcări. La Palace a fost o excepție, foarte pentru rar, că a fost un proiect foarte mare, a fost un proiect de reamenajare complet a întregului, a întregii zone și sigur că tot mediul de afaceri de acolo și toată lumea care vine acolo avea nevoie de parcare destul de important. 2500 locuri de parcare înseamnă un număr important. Pe de altă parte, privații care există obligații, cei care ridică. Absolut, cei care își fac apartamente, exact, care fac imobiliare, au orice un număr, proiect nu, sigur, nu trece la fără număr de apartamente, două parcări trebuie să facă obligatorii prin hotărâri de consiliu local. Ce ne facem cu cei care, de fapt, locuiesc în blocuri, unde înainte vreme nu aveau această obligație ca să amenajeze parcări și sunt foarte multe zone. Chiar nu mai spun facem? Că sunt zone centrale unde vine foarte multă lume. Și sigur, noi am identificat că avem nevoie de aproximativ 82 de milioane de RON ca să reamenajăm tot parcul din fața Teatrului Național, astfel încât să punem în evidență această axă culturală și pe acest tronson, și parc, și zona Cubului, pentru că dacă luăm din Copou, de la Breazul și până în Poduroș, deja axa culturală s-a conturat foarte bine, inclusiv zona Independenței, inclusiv acum o să terminăm și Piața Unirii, etapa a doua, și Lăpușneanu, și rămâne ca un punct neamenajat încă zona parcului și zona Cubului. Sigur că noi proiectul l-am făcut cu specialiști, cu urbaniști, toți specialiștii spun în acest domeniu că este necesar să reamenajăm parcul, în același timp oportunitatea de a face o parcare subterană. Au fost discuții că nu protejăm mediul. Exact, aici este cea mai... Dezbaterea de la primăria municipiului Iași, care a fost o amplă dezbatere, de multe anul ori, trecut, știți foarte bine, la care am participat și eu. Am venit cu toate argumentele. Cei care sunt în domeniul proiectării, cei care sunt în domeniul arhitecturii, cei care sunt în domeniul peisagismului, în domeniul mediului, au spus foarte clar că sunt respecte indicatorii de mediu. Ceilalți, câțiva dintre dânsi, domnul Munteanu, parcă domnul celălalt mai în vârstă, care face parte din comisia noastră la primărie, domnul Lupu, susține că nu sunt respectați indicatorii de mediu. Noi am dat mai departe drumul la proiect la agenția de mediu, nu? Cine să spună dacă sunt sau nu sunt decât agenția de mediu. Agenția de mediu a analizat într-un timp destul de lung și a spus că proiectul este legal, deci respectă indicatorii de mediu. Mai mult, deci a făcut o contestație către agenția de mediu, din care știu acum am aflat că această contestație nu este validă și deci nu a fost respinsă. Deci eu nu fac altceva decât un lucru. Dacă ne semnalează cineva că proiectul nu este în regulă, pe indicatori de mediu, pe partea de arhitectură, pe orice altceva, îl discutăm cu proiectanții, cu specialiștii, că nu fac proiectul eu sau Achirica sau altcineva din primărie, îl face o firmă de proiectare, la care mai departe supunem dezbatere publice, discutăm cu toate structurile din societatea civilă, suntem dispuși la a pierde timp, să spunem, da, ca să discutăm și mai mult, să corectăm proiectul, să măsurăm de 10 ori. Dar dacă dăm drumul la un proiect, să aplicăm, să luăm fonduri europene pentru treaba asta, atunci ar trebui să ne gândim dacă este într-adevăr util să găsim nod în papură, acolo unde, de fapt, nu e niciun fel de nod. Pentru că aici, observ, am văzut din dezbatere. Inclusiv domnul profesor Leocov a spus, domnule, eu nu asist aici la o dezbatere pe mediu, ci asta de o dispută politică. Și care, știți că foarte bine că el nu-i ține cu primăria, ține foarte bine cu verdeața acestui oraș. Credeți că este o dispută politică sau este una civică? Mi-ar plăcea foarte mult să fie civică doar. Pentru că în orice dispută și în orice discuție în contradictoriu, cred că argumentele trebuie să conteze. Fie că e politică, fie că este civică, ea trebuie să se rezume la niște argumente. Argument și contraargument. Dar în clipa în care cei care sunt în domeniu spun, da, domnule, legal, e corect, e așa, se respecte tot și tu spui nu în continuare, iertați-mă, nu știu ce să mai înțeleg. Când se manipulează opinia publică, am tăiat ei din Iași, văd și astăzi în ceea ce v-au transmis dumneavoastră câțiva de acolo, că se renunțăm la parcare, la cutare, deci tendințe, de acum foarte clar, știți ce s-a întâmplat? Am asistat la o manipulare destul de mare cu pasajul la Mihai Eminescu, nu? La ce fel de manipulare vă referiți la pasaj? Păi spunea că nu cap două autobuze, că pasajul e mic, că e plouă, că e apă, că e dezastru, că e nenorocire, nu? Și după ce l-am pus în funcțiune cu Metropolitul Moldovei și Bucovinei,
anumite structuri de presă din oraș și în afara orașului au spus la fel, că nu încapă autobuzele acolo. Dar eu am mers în autobuz cu mitropolitul. Cea mai importantă critică a fost faptul că s-a prelungit excesiv de mult. Nu, lăsați asta. Nu ia. A fost că nu încap tramvaiul autobuzele acolo. A fost și aceasta. Haideți să fim obiectivi. Auzeam oamenii în cartierele din Iași, spunea, cum ați făcut pasajul la domnul primar? Că nu încap două autobuze, cum o să circulăm acolo? Cu un singur sens și așa mai departe. La fel cu pasajul la Octav Băcile. Se vorbește că e pe un singur sens, nu pe două sensuri. Deci, iertați-mă, sunt în oraș oameni care se ocupă de această manipulare, bine plătiți, foarte bine plătiți, de alte structuri care sunt și politice și care așa au interese. Mai sunt și oameni de afaceri care au ceva cu Nichita sau cu primăria dacă nu le facilităm, spre exemplu, tot felul de alte afaceri la primărie. Și nu pot să fac treaba asta. Credeți că sunt oameni de afaceri care manipulează structuri din societatea civilă? Păi un televiziune care vreau să știți foarte bine, nu are sens să spun eu acum, nu-i plătit oameni de afaceri. Oftim? În afară de televiziuni. Păi de nu, dacă e și presă. Deci vă referiți la și presă, acest sigur. Tip de manipulare. Sigur, acest gen de manipulare. Și se face manipulare chiar și de ce să nu spunem, pe online. Nu? Foarte mulți spun, tăiem acolo, tot ce e de bine de primărie tăiem, dacă e de rău... Domnule primar, dar poate nu e manipulare, poate chiar oamenii acest lucru îl gândesc. Poate nu sunt de acord. Pe unii dintre ei nu-i acuz deloc. Și citind Facebook-ul, văzând online foarte multe din aceste lucruri, din aceste știri și din opinia unor dintre dânsi, vreau să vă spun că chiar o apreciez la unii dintre ei. Dar se vede care este curată și care este influențată. În schimb, sunt, și știți foarte bine, mai bine decât mine știți treaba asta, că sunt structuri de genul ăsta de online care sunt plătite foarte bine și reușesc să aibă o rețea în care se transmit același mesaj, credibil chipurile. Dar nu acelea aduc în discuție. Nu păi nu, aia sunt cei mai periculoși. Ceilalți oameni care vin pe online și ne spun opinia, să știți că e binevenită. Uitați-vă la primărie, noi avem zilnic un dialog cu cei care ne scriu online. Haideți să le răspundem lor și să lăsăm ceilalți. În fiecare zi se răspunde. Nu numai cât de se răspunde. Știți ce se întâmplă? Verificând după aceea îi căutăm și ne spună dacă s-a rezolvat sau nu situația. Deci nu lucrăm neprofesionist. Adică dacă omul îi dă pe online și spune am acolo în strada cutare, așa s-a întâmplat cutare, îi se răspunde imediat. Se ocupă cutare de treaba asta și dacă vom repara într-o zi sau în două sau în câteva ore. Cel de la cabine de la mine, domnul Vlad Ciobanu, este nevoit prin structura care o conducem în cadrul primăriei să verifice la cetățean dacă treaba s-a rezolvat. Inclusiv am avut marți un comandament legat de zăpezire. Și am spus foarte clar, nu mai stați cu utilajele împrăștiate în tot orașul, că se vede că parcă nu muncim. Hai să ținem pe cartiere și să luăm pe cartiere și să facem curat un cartier. S-a făcut aseară Tudor Vladimirescu complet. Asta a făcut și campusul, deși nu este al nostru. L-am făcut și în campus, nu are ce să facă. Suntem în Alexandru cel Bun și în Canta, dar suntem cu toate utilajele. Oamenii văd că se face altfel. Și atunci, ca să verific și eu că lucrurile astea se întâmplă așa, în afara faptului că trebuie să dăm deoparte mașini, că trebuie să mutăm mașinile, că trebuie să rugăm pe cetățeni de acolo ca să putem face zăpezirea, ai mei merg în teren și verific efectiv ce a făcut fiecare. Și poliția locală, și citadinul, și salubrisul, și toți ceilalți care sunt băgați în acest proces de zăpezire. Deci, încercăm să avem o altă atitudine vis-a-vis de cetățean. Și eu vreau să vă spun că țin foarte mult la cei de pe online care ne dau opiniile și care ne dau sesizările. Și care vor să fie consultați. Absolut. Asta este și principala critică. Absolut. Când sau mă rog, critică, deci, vă spuneți dumneavoastră, nu e manipulată atunci când vorbim despre așa. Tei, de exemplu. Am cerut foarte mult la toți cei care, spre exemplu, lucrează în primărie să extindem căile de comunicare cu cetățenii. De la acestea care sunt online, la comunicate de presă, la afișat la centre de cartier. Deci informația se circulă prin toate căile, prin toate mijloacele. În curierul și așa mai departe. Și atunci când constat că există o rea voință din partea uneia sau altă, iau măsuri în primărie. Dar în același timp și noi sezizăm cine și de ce oare, de multe ori, încearcă să... Că orice critică, să știți că pentru mine e constructivă. Important e să fie și reală. Închei cu acest lucru. E adevărat cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Există și o contestație la adresa acestui proiect al parcării de la parcul da, de fața teatrului. Da, sunt mai multe contestații. Nu credeți că este, sau cât credeți că e de oportun acest proiect? Deci contestația... Mai ales că va veni în continuarea întregului discurs despre tăierea tăilor cu care v-ați confruntat, ca o contestație. Da, vreau să vă spun că eu încerc să fiu cât mai deschis la acest dialog,
În acest motiv invit pe toți cei civili și cei care de fapt ne scriu despre acest proiect să vină să consulte documentele și să ne pună întrebări și să dăm toate răspunsurile necesare. Important e ca în final să vedem dacă într-adevăr ieșenii vor sau nu vor locuri de parcare de acolo. Până la urma urmei, eu nu fac altceva decât fac un proiect, îl supun dezbaterii publice, îl supun atenții publice, rog pe toți cei care nu l-au înțeles sau care critică, să spun de ce critică și noi mai departe vedem dacă putem corecta ceva, chem specialiștii din toate domeniile să spună punctul de vedere, întârzi dacă e nevoie cu această dezbatere mai mult, pentru că până la urma urmei aș vrea chiar lumea să spună da, suntem de acord într-un procent foarte important și oportun proiectul, decât să spun eu, Gheorghe Nichita, că e oportun. Opinia mea poate să fie a unui inginer, Gheorghe Nichita, sau a economistului Gheorghe Nichita, sau a omului care de fapt e responsabil. Dar nu e suficientă. Care ia deciziile? Da, nu poți ia decizia fără să țin seama și de cetățenii Iașului. Nu poți ia decizia fără să țin seama de ce vor oamenii. Eu pot să am dreptate pe un proiect foarte clar. Dar dacă ceilalți nu-l vor, n-am ce să fac. Pot să-l mai amân, pot să-l mai întârzi, dar... Puteți lua decizia. Se trece prin Consiliul Local și... Apoi nu, deci în Consiliul Local proiectul a fost avizat unanimitate. Deci, din câte știu, a fost foarte mare a proiectului în Consiliul Local. Problema nu este de Consiliul Local. Problema este legată de cum percep oamenii un proiect exact, care este necesar problem. Pentru oraș. Și haideți să ne întoarcem în timp. Avem exemplu de cu Nemiluita. Deci Palosul a fost perceput la un moment dat foarte bine la început, bine că se face ceva în oraș. După aceea au fost mii de oameni care, într-un fel, au fost manipulați și au spus că nu sunt de acord. După ce s-a pus în funcțiune Palosul, acei mii de oameni au fost la tăierea pancii și au fost în Palos. Și merg în Palos și sunt foarte bucuroși. Cu biserica din liceul Racoviță. Câteau 400 de oameni că nu sunt de acord. Am stat în Consiliul Local, până la urmă au fost de acord Consiliul Local, s-a făcut biserica. Femeia care era foarte vehementă și care țipa în continuu împotriva să nu facem biserica acolo, m-am dus la slujbă când s-a inaugurat, nu biserica, ci capela de rugăciuni. Și am văzut-o cât era de slujitoare acolo la biserică. Și doamnă, dar ați fost împotrivă. Știți cum i-a spus? Ispita, domnule primar, ispita. Ideea este, spuneți dumneavoastră, că la început orice proiect are contestatari, ulterior, dacă este bun, atunci chiar acei contestatari ajung să-l aprecieze. Eu am fost adeptul ideii de a face și de a vorbi mai puțin și de a face. Dar astăzi văd că lucrurile s-au schimbat și nu pot să las ca un proiect să nu fie discutat public dacă într-adevăr oamenii vor să aibă opinii. Ați amintit despre ședința de la primărie cu utilajele de dezăpezire. Există sesizări frumoasă, Galata, nu se fac dezăpeziri, nu se pun beculețe de Crăciun, nu sunt cartiere din Iași și în același timp, cartierele de asemenea au probleme uriașe în legătură cu locurile de parcare. Da. Și vor avea în continuare, pentru că am identificat câteva locuri de parcare, spre exemplu, în care să investim, să căutăm investitori privați, în zona pieței Alexandru cel Bun, în zona între Alexandru și Dacia, le-a fost la dispoziție. Nu vine nimeni să facă investiții acolo. Nu vine nimeni să facă o investiție, nu parcare subterană, subterană și supraterană se poate face. O să vedem în timp dacă nu găsim fonduri noi să facem pentru aceste zone. Nu neglijez periferia orașului. Am auzit și o opinie de genul ăsta. Și vreau să vă și spun foarte clar. Au filmat colegii de-ai mei în Galata, în Frumoasa. Da, nu, dar nu mai acolo. Nu neglijez periferia, în schimb sunt priorități. Deci când discutăm despre funcționarea unui oraș, trebuie să vezi întâi și întâi unde pleacă cei mai mulți oameni în fiecare zi. Instituții publice, zona centrală a orașului, spitalele, școlile, cimitirile, pentru că am avut în perioada sărbătorilor foarte multe mormântări. Și a trebuit să ne concentrăm și acolo. Bun, dar la beculețe, de altă parte, vă spun și de beculețe. Vă rog. Legat de dezăpeziri, întâi și întâi prioritare sunt arterele principale. Ca să putem face legătura între cartiere și în oraș să funcționeze. Să meargă la spitalul, să meargă la universitate, să meargă la școală. Nu putem să stăm așa. Doi, după aceea am intrat în cartiere. Acolo avem probleme foarte mari cu mașinile care sunt parcate. Nu putem intra decât cu un buldo. Ce faci cu un buldo? Dar adică ne lovim de lipsa parcărilor. Sigur. Și de problema lipsei parcărilor. Ține, dar să știți că nicăieri în lumea asta nu sunt parcări suficiente. Nici la Paris, în cartiere, nu sunt parcări amenajate la în fața fiecărui bloc. Discutăm deschis acum.
Noi o să facem tot ce putem, primăria, dar nu înseamnă că vom rezolva situația parcărilor de aici încolo. Va trebui ca fiecare om să găsească și el o soluție pentru unde să parcheze mașina. Să amenajăm în jur o parcare, să vină cu soluții de acolo. Sunt oameni care și-au făcut treaba asta, care au închiriat spații, care au reușit să facă lucrul ăsta. Și să sperăm că vom reuși prin acest management de parcare, de parcări. Regulamentul parcărilor. Nu pe regulament, prin operarea parcărilor de către un management privat, să reușim de aici încolo să facem alte investiții. Referitor la Becureți, păi, știți cum este? Nu mărim impozitele, nu mărim taxele, nu mărim tarife la gigacalorie, dăm ajutoare sociale. Dar bugetul ăsta are o limită și el. De unde să mai iau bani? Pentru că de la an la an am încercat să schimb cât s-a putut de mult din ceea ce am avut în centru, zona centrală, am ținut 1 sau 2 ani sau 3 ani acele ornamente și pe aceea le-am tot dus în alte cartiere. Așa o să fac și de aici încolo. O să mai schimbăm la anul în zona centrală și ducem mai departe și încetul cu încetul să intrăm și pe alte cartiere. Și eu îmi doresc ca în fiecare cartier să fie iluminat public. Dar stau și mă gândesc, oare la casa fiecărui om nu există un beculeț acolo sau să pun un brăduț acolo cu 3 beculețe ca să fie frumos de sărbători? Știți cum e, la unele nu există. Eu nu cred că nu există. La unde nu există, am fost și noi acasă și i-am ajutat. În toată lumea civilizată, să știți că fiecare are grijă și de curtea lui. Țipăm cu dezăpezirea. Dar știți câte amenzi dăm pentru cei care nu-și curăță efectiv curtea și trotuarul din fața casei? Multe, am văzut. Păi, atunci, spiritul ăla civic unde este? Numai să criticăm sau să ne și implicăm să rezolvăm problema orașului? Era o întrebare de la spectatori. Eu v-am răspuns și am pus aceeași întrebare mai departe. Apropo de zonele periferice, intervin și aceste sesizări ale telespectatorilor despre, de exemplu, strada Viticultori, numărul 14. Merg copiii pe jos, kilometri până la stradă prin frig. Dar haideți să spunem adevărul. Acolo este o doamnă care are 2 copii. Nu poți să pun un microbus pentru copii, nu aici, duc de la Viticultori până la să-i scot la șoseaua principală. Adică să nu fim totuși... Adică trebuie să găsească păi o soluție. Nu, adică eu îmi pun automicrobus pentru fetele mele să le ia de acasă, să le ducă până la autobuz, până la tramvai. Nu se poate. Eu adresez întrebarea care vine din... Da, dar eu explic că am verificat treaba asta. Din strada Vișani apar 3, cred că 3, cred că da, sunt mai multe sunt acolo. 3 sesizări. Când se face această stradă? Pentru că oamenii de acolo spun, noi plătim taxe și impozite care merg la bugetul municipalității, strada este pe unitatea administrativă. Nu, ei plătesc taxe și impozite pentru zona respectivă, care înseamnă fără canalizare, fără drum și așa mai departe. Este o categorie pe zonă, deci nu plătesc taxe și impozite ca cei din zona centrală sau cei chiar în Alexandru cel Bun care stau lângă bulevard. Deci nu plătesc așa taxele, deci nu asta e motivația. Problema este că acolo s-a ridicat un cartier pe zonă privată în decursul timpului. Un nou cartier pe care n-am avut noi bani să începem să-l facem. Așa au ridicat cartier și domnul Fenechiu și Prisecariu și alții au făcut cartiere private. Cartiere private și le-au făcut dânși străzi tot și le-au acordat pe aceea la strada principală. Nu putem în clipa de față să lăsăm toată zona centrală a orașului să mergem să facă astăzi într-un nou cartier care s-a creat privat să creeze o stradă. Din păcate, poate că nu e problema legată numai de reparație și de întreținerea străzii. Acolo e vorba și de canalizare. Pentru că dacă nu ai apa trasă, canalizarea, gazul și toate celelalte utilități în subteran, te apuci să asfaltezi și după aceea vezi că totul se distruge acolo. Avem un proiect acum și vă spun cu multă sinceritate pentru zona, inclusiv Vișani, 36 de proiecte avem astăzi, pentru a repara și moderniza străzile în municipiul Iași. Nu avem finanțare la el. O parte dintre ele o să intrăm pe bugetul local. Adică... Dar restul o să încercăm să intrăm pe fonduri europene. Zona Vișan s-a extins foarte mult, s-a extins deja și pe teritoriul administrativ al Iașului, dar și al Miroslavei. O să încercăm să vedem efectiv cum putem să intrăm și în acea zonă, pentru că, într-adevăr, sunt din ce în ce mai mulți cetățeni, sunt blocuri care s-au construit acolo și nu e vorba de faptul că plătesc taxe și impozite, ci e vorba totuși că este o aglomerare urbană destul de importantă acum. Este o problemă mai generală privind, să spunem, zonele acestea unde se construiesc, chiar dacă nu sunt cartiere private. Adică orașul se extinde, da. E o chestiune naturală și chiar arhitecții spun că extinderea imobiliară a luat-o înaintea, să spunem, administrației care nu a urmărit atât de repede să creeze infrastructura. Nu aveți dreptate aici. Nici cei care spun treaba asta nu sunt specialiști. Pentru că noi când dăm certificat de urbanism, și când dăm autorizație de construire, spunem foarte clar toate lucrurile acolo.
Păi nu poți să dau autorizație dacă n-ai acolo toate celelalte, nu știu, chiar utilități, să spunem, e foarte clar. Ce faci? Nu e aviz de la mediu dacă nu are fosă, dacă nu are canalizare și așa mai departe. Acestea deci toate da, astea sigur, sunt acestea trecute. Da. Infrastructura stradală. Mai departe, problema este alta, că unii au construit cartiere imobiliare anumiți privați și apoi le-au vândut. Ei au avut grijă tocmai de treaba asta ca să facă și străzi de când au contratat lucrările cu cetățenii, case sau apartamentele. Unde fiecare și-a făcut pe bucățica lui de pământ și-a făcut pentru el. Și nu a existat o gândire de administrare a întregului cartier. El acum a luat ființă și trebuie să-l gestionăm. Că nu face da, parte din oraș. În acest sens spun arhitecții că... Da. O să trebuie să se gestionăm, dar nu înseamnă că atunci era prioritar. N-am avut noi bani necesari ca să facem, dacă aveam, dacă era investiția primăriei. Da, facem cartierul Vișan. Uitați-vă așa, așa. Atunci făceam din aia, la început, făceam, trăgeam conducte de apă, de canalizare, de tot. Așa cum probabil că o să fie în moara de vânt. E pământul primăriei, patrimoniul primăriei, va trebui să găsim o utilitate acelui teren și va trebui să facem infrastructura. O altă întrebare privește, și de altfel e o întrebare care privește un proiect despre care oricum urmează să discutăm, este vorba despre pasajul Octav Băncilă. Când este gata? Există deci toate proiectele cu fonduri europene vor trebui să fie terminate la finalul acestui an. 2015 este termen limită, decembrie 2015. Eu sper ca săptămâna viitoare, când se întorc la treabă constructorii, să avem o discuție destul de clară cu lucrări de care pot fi acum începute imediat, dar și cu cele care trebuie neapărat să le ținem sub observație pentru perioada următoare. Pasajul Octav Băncilă astăzi este într-o nouă licitație, o parte din lucrări sunt într-o nouă licitație, s-a pus FSEAP din nou și să sperăm că vom avea câștigătorul desemnat cât mai rapid, ca să poată, atunci când vremea va permite, să înceapă lucrările și să putem recupera timpul de la să recuperăm mult din timpul care s-a pierdut până acum. Întrucât acolo e o lucrare foarte dificilă, foarte dificilă, se lucrează într-o zonă foarte aglomerată, nu? Ai și tren, ai și tot și cale ferată și arterie principale de circulație, ai și canalizări și alimentare de apă și gas și tot. Exact. Iar din nefericire pentru noi, atunci când ne s-a dat avizul de la Apa Vital legat de utilitățile de acolo, nu s-a trecut exact în plan un colector care este cât studioul dumneavoastră de mare și care ne-a întârziat foarte mult și care ne-a condus la schimba chiar soluții tehnice a construirii rampelor de acces pe pasaj. Eu îmi doresc foarte mult ca toate lucrările care le avem pe fonduri europene să le putem termina până în decembrie și sper ca cei care astăzi sunt în contracte cu noi, mă refer la constructori, să putem identifica acele măsuri care se luăm chiar din această iarnă, astfel încât când începem lucrările să putem finaliza cât mai multe dintre ele. O altă problemă, și rămânem cumva într-o zonă periferică, terenul acesta din Moara de Vânt pe care primăria l-a câștigat în urma unui proces, era inițial destinat pentru, sau gândit ca să fie destinat pentru tineri. Acum se vorbește despre un proiect cu un complex sportiv de 54 de milioane de euro. Nu, acolo nu, o parte numai din teren. Acolo astăzi se discută încă despre un PUZ în care este prevăzut și acest complex sportiv, dar și zona imobiliară. Și să sperăm că vom putea identifica, și o parte din este deja identificat, vom putea să găsim și soluții pentru a face infrastructura acolo, întrucât eu merg în continuare pe ideea să alocăm o parte din loturile de acolo de teren și pentru tineri. Deci nu am abandonat acest proiect, n-am abandonat, dar sper ca criteriile care vor fi votate în Consiliul Local să fie unele care să poată fi respectate. Mă refer dacă ai luat un lot, să poți să și construiești, și să putem într-adevăr satisface și societatea tinerilor care pot să mai construiască pe un teren al primăriei astăzi. Dar să știți că va fi foarte important să găsim sursa pentru infrastructură. Mă refer aici la tot ce înseamnă curent electric, drumuri, apă, canalizare, nu? Costă foarte mult asta. Și să sperăm că vom reuși să găsim și fondurile chiar pentru un complex sportiv. Acolo e vorba de 172 de hectare de pământ, este pământ suficient să facem un nou cartier a orașului, un amplasament foarte frumos și să facem și legăturile de acordare la rosete, astfel încât să aibă și accesibilitate. Acest complex sportiv, care este? Este dorința dumneavoastră? Este un proiect de care credeți că avem nevoie? De ce? În care ar fi orizontul de timp? Eu cred că Iașu va fi o capitală regională cu act în regulă în viitor. Este șase o capitală regională ca funcționalitate.
Pe de altă parte, nu putem să rămânem în urma Clujului. Telespectatorii pot urmări imagini în acest moment cu Timișoara și așa mai departe. Acest deci proiect. La Cluj avem deja un stadion, o arenă națională, nu? O arenă a Clujului. La București este o arenă națională, la Craiova am înțeles că deja guvernul va face acest stadion de 40.000 de locuri. Și eu, din câte știu, ar trebui să avem 4 stadioane de 40.000 de locuri ca să putem avea și noi un Champions League la România. Și este programat pe, nu știu când, pentru 2020 ceva. Nu pot să las Iașu în afara acestei zone regionale ca și interes de sportiv. Și cred că avem nevoie de un teren de fotbal cu 40.000 de locuri pentru ca să putem intra în circuitul acesta mare. Intrând în circuitul ăsta înseamnă să vină foarte multă lume. Când nu avem noi echipă, poate o să avem. Nu o să avem echipă noi, să joace alții aici. Important este să intri în circuitul acestor competiții foarte mari și Iașu să fie pus pe harta sportivă a Europei. Să avem un bazin de not, să avem o sală polivalentă, de adevărată, să poți face și concerte și tot. Vedeți că pregătim niște concerte așa și n-ai cum să le ții pentru că plouă afară și la festival. Nu poți să ții orice fel de muzică în ploaie. Când vi-l doriți? Când ar trebui să... Am vorbit la nivelul guvernului, încep în clipa, ceea ce vedeți dumneavoastră în clipa de față este un crochiu, urmează să facem un studiu de fezabilitate și să-l depunem cât mai rapid pentru a accesa fonduri europene în mod special. Chiar astăzi, adversarii dumneavoastră politici întreabă, aceasta este prioritatea Iașului? Complexul este sportiv? Și asta prioritatea Iașului. Adversarii mei politici se vor întreba tot timpul care sunt prioritățile Iașului. Important este că eu mă întreb efectiv ce fac dârși de afară de faptul că vorbesc, pe când eu fac. Uitați-vă de câți am conduc Iașu, se vede foarte clar că s-a schimbat foarte multe lucruri. Din tot ceea ce am promis, foarte multe lucruri s-au făcut și multe se vor face în continuare. Am pus deja 4 proiecte europene în funcțiune, vom pune acesta în celelalte proiecte europene în funcțiune și sunt convins că le vom termina pe toate aproape. Avem un alt set de proiecte care să accesăm bugetul 2014-2020, vor intra, cred că, în efectivitate din 2016, finalul 2016-2017, dar dacă nu facem documente, proiecte și așa mai departe și nu depunem nou în bani, ce facem cu ea? Haideți să trecem la autogară, proiectul autogării. Da. Este prevăzut pentru această zonă din Tudor Vladimirescu? Da, am îmbrăcat în clipa de față manta unui proiect regional. Avem dreptul pe port să punem un proiect pe regiune, unul singur, și acesta este proiectul care îl punem acum pentru că are nevoie de 20 de milioane de euro, un proiect foarte mare. Avem toate documentele în regulă data aceasta, terenul tot, am câștigat procesele și avem și proiectul tehnic făcut, așa că eu sunt optimist în ceea ce privește acest proiect, că va putea fi finanțat. Începe în acest an? Nu, n-are cum să înceapă. Deci începe asta doar înseamnă procedura să depunem documentația, desfacă, deci totul de aici depinde totul de guvern, de cum se mișcă efectiv AME, autoritatea de management al acestor proiecte. Și avem cea legată pe POR și cele legate pe Ministerul de Dezvoltare Regională. În clipa în care dânșii ne dau drumul la depunerea de un proiect, noi avem proiectul gata, mai să-l punem. Important este altceva, să nu mai schimbi vreo prevedere ceva, să nu ne ceară și altceva decât am făcut astăzi. Că se mai întâmplă că atunci când tu ai pregătit pentru un ghid al solicitantului și dacă l-am modificat, nu știu ca ce perioadă, stabilit criteriile altele, atunci automat trebuiască să corectezi ceva. Dar proiectul este fezabil, este întocmit și eu sunt optimist că îl putem obține și asta înseamnă că 20 milioane de euro investiție și după aceea de ce nu autogară modernă în Iași. După alegerile din 16 noiembrie din anul trecut, a spus și dumneavoastră, ați spus și premierul că veți căuta să schimbați ceva din comportament. Este un semnal din modul în care se comunică, iar una dintre ele, cel puțin la nivel central, una de aceste semnale a fost acela că partidul, parlamentul s-a delimitat mult mai clar de cei care aveau probleme în justiție. Acum la Iași se vorbește că și dumneavoastră ați avea, există un consilier la care au fost descinderi ale procurorilor chiar ca acasă, este vorba despre Marius Ostaficiu. Deci eu cred că n-are sens să discutăm despre PSD-ul național și județean prin prisma unui consilier. Haideți să nu bagatalizăm în clipa de față și să ne arătăm cu degetul doar în curtea noastră, pentru că vedeți ce se întâmplă la PNL. Cred că la PSD Iași nu avem atâția cât sunt în pușcărie la PNL.
din păcate mi-e îmi pare rău pentru ei. Deci nu bagatelizăm lucrul ăsta. PSD-ul a învățat ceva din alegerile din 16 noiembrie. Și am învățat faptul că anumite etichete pe care le purtăm pe frunte ne-au făcut să pierdem aceste alegeri. Inclusiv modul în care s-a tratat situația din diaspora, inclusiv percepția despre corupție, inclusiv percepția despre anumiți reprezentanți ai administrației publice locale, președinți de consiliuri de țene, primari și așa mai departe. Și în acest sens, încercăm să gândim pentru electoratul care îl avem astăzi, pentru că în anul trecut, în 16 noiembrie, au votat foarte mulți tineri care la Revoluție de-abia făceau ochi. Deci este o altă generație. Sau chiar nu erau născuți. În ultimii s-a schimbat electoratul și PSD-ul a avut un candidat tânăr cu o campanie tradițională. Deci trebuie să schimbăm și noi lucrurile astea, pentru că altfel rămâne, riscăm să fim un partid puternic, să spunem, cu un electorat, cu o bază de electoral încă puternică, dar care nu poate câștiga alegerile. Și atunci trebuie să ne gândim unde avem probleme. Vedeți că s-a discutat despre corupție. Sunt foarte mulți de la alte partide care stau în pușcării, nu de la PSD, sunt și de la PSD. În schimb, totul nu scrie pe fruntea PNL, nu scrie corupție. La PSD s-au pus. S-au lipit foarte bine la PSD treaba asta. De ce? Pentru că au avut foarte mulți președinți de consilii județene care au căpătat puteri din ce în ce mai sporite conform legislației în vigoare și prin descentralizarea unor servicii din deconcentrate. Au fost voci dintre dânșii care doreau și mai multă putere și a speriat această putere pe care pot să o aibă. Și acum încercăm să corectăm foarte mult în aceste lucruri care pun etichetă pe PSD. N-am spus că vom face doar așa. Victor Ponta și eu am spus că e nevoie să fim foarte atenți la ce s-a întâmplat, la ceea ce vrea electoratul, la faptul că vrea mai mult pragmatism, vrea mai multă comunicare și vrea mai multă transparență. Asta nu înseamnă de aici încolo că dacă cineva iese acasă perechiziționat, deja ești vinovat. Prezumția din vinovăție trebuie să funcționeze. În clipa în care unul dintre cei care de fapt e în viața publică a partidului are probleme cu justiția într-un mod clar, automat trebuie să facă un pas înapoi. Fie să fie dat afară, fie să... Dar cu Victor Ponta, vorbind și cu cei din Comitetul Executiv Național, așa am hotărât. Hai să facem în statutul nostru. Să mai fie chestiunea că trebuie să vină șeful de partid la județ sau de la centru să dea afară pe cutare că este în instanță. Nu, s-a venit foarte clar. Când a început una penală, automat ești dat afară din partid. Nu mai trebuie să vină nimeni altcineva. Pentru că acest lucru, pentru noi că am asistat, știți, aici sunt două chestiuni. Eu nu vreau să discut nimic despre justiție pentru că trebuie să-și facă datoria. Și în ultima perioadă se vede foarte clar că ea funcționează, iar guvernul Victor Ponta n-a făcut ceva de presiune pe justiția din România pentru nimeni. Ba mai mult, din contră, a încercat să nu intre, cum să spun, de partea uneia sau altuia dintre liderii noștri. Fiecare și-a văzut, inclusiv Răul Hebeciu și așa mai departe. Fiecare și-a dus crucea mai departe. Povestea noastră este cum reușim să reformăm anumite lucruri în partid, încât lucrurile acestea să fie clare, să funcționeze la sine, fără să fie nevoie să ia decizia X sau Y. De altă parte, eu vreau să vă spun că de când sunt președintele filialei din Iași, am încercat să explic la colegii mei tot timpul că această carieră politică a lor nu depinde de mine sau de altcineva, ci de ei înșiși depinde. De cât sunt de bun profesional la locul de muncă pe care îl au, la cât de mult reușesc să comunice cu populația, la cât de mult știu să implice niște proiecte și la cât de mult sunt percepuți de cetățeni. Perceput că este om bun sau mi-a putut... Deci, până la urmă, asta este. Depinde și de dumneavoastră, depinde și de ei. De mine depinde că ele am creat doar culoarul. Mai departe, dânsul trebuie să vadă efectiv dacă pot să facă carieră sau nu. Cu colegul dumneavoastră, cu Marius Ostaficiuc, ați discutat în legătură cu percheziții? L-am invitat la primărie pentru că e consilier local și l-am invitat să întreb ce se întâmplă pentru că aș mai departe dacă discutăm sau discutăm ceva la partid. Și mi-a spus, domnul primar, a fost o percheziție acasă, mai mult n-am fost chemat, nu știu nicio pentru ce sunt percheziționat. N-am altceva. Chemat se spune că a fost. Nu știu. N-am primit nimica, nu cunosc. Dumneavoastră, presa, poate aveți alte surse de informații. La mine când... Nu e acuzat, nu cercetat, dar... Deci în clipa în care lucrurile iau altă turnură, sigur că vom lua și măsurile necesare. Și el știe foarte bine, să știți, nu trebuie să-i spună la Marius Ostaficiuc. El mi-a și spus, dacă
ferească Sfântul, am probleme, și eu atunci mă retrag din partid. Sau mă dați afară, cum vreți. Vine, se apropie 24 ianuarie, vine Victor Ponta, premierul la Iași. Când am discutat la finalul anului despre ziua de 24 ianuarie ca să fie sărbătoare națională, făceam și calendarul activităților și Victor Ponta a scris 24 ianuarie, Iași. N-am vorbit cu el zilele astea. Probabil că... Deci intenția era, cel puțin era, să vină. E normal, știi, e primul an când e sărbătoare națională și sunt convins că o să vină. Astăzi am dat telefon la președinție, am vorbit cu consiliera, cu șefa de cabinet al președintelui și am spus că îl caut pentru invitații, mâine trimitem invitația, am trimis deja invitația și să sperăm că va fi și președintele României aici. Pentru că este prima dată când avem, sărbătorim 24 ianuarie ca sărbătoare națională. Și dacă legal, văd că eu nu o spun, nu o spune nimeni. Este un proiect la care am muncit foarte mult. Nu e un proiect de foarte mari imagini cu tare, dar este un proiect care, cred eu, că repară foarte mult din ceea ce a făcut Iașu în decursul timpului și trebuie să repare în fața celorlalți oameni din România să înțeleagă că de aici a plecat unirea la 1859 și sacrificiul a făcut Iașu. Și este o recunoaștere a acelui sacrificiu. M-am bătut pentru acest proiect ani de zile la rând. Țineți minte pe scena din Piața Unirii de câte ori am cerut treaba asta președintului Traian Băsescu? A spus da, a cerut parlamentarilor, au spus da, au semnat proclamația de la Iași foarte mulți dintre ei în 2009-2010. Abia au trecut atâția ani de zile și în sfârșit am reușit să obținem acest sărbătoare națională, care de fapt este bine meritată și vreau să mulțumesc parlamentarilor de Iași care s-au bătut pentru acest lucru. Pentru acest lucru. Chiar amintesc despre guverne trecute. Pe vremea guvernului Boc, de exemplu, erați foarte critic la sfârșit de an, la început de an și spuneați că guvernul Boc ocolește pe Ieșeni, nu acordă fonduri, acordă mai multe fonduri în orașele, în județele unde sunt conducători din fostul PDL. Și nu aveam dreptate? Cum este acum? Și câte, nu aveam dreptate? Câte fonduri ne dă Ieșenilor? Și nu aveam dreptate, vă întreb? Există opinii și opinii. Eu vă întreb. Nu, opinia ei următoarea, domnul, iertați-mă. Deci eu în clipa în care am făcut o afirmație, am făcut-o și mai departe cu motivație. Mai țineți minte motivația mea? Dacă tot mi-ați pus această întrebare? Era deseori legată de faptul că banii sunt foarte puțini pentru nu. Zona de termoficare. Motivația mea era și clară, foarte clară. Cât politică. Bandă dea Boc politică. Pentru energia termică la Arad, la Brașov și la Iași? Exact, deci despre acest lucru spun. Păi acest lucru era foarte clar. Era de 70 de ori mai mult la celălalt oraș decât la Iași. Deci guvernul Boc a băgat enorm de mult bani în Brașov, la primar PDL, în Arad, la domnul Falcă, în Alba Iulia și la Iași ne tăia subvenția pentru energia termică. Eu spuneam concret, Victor Ponta nu face același lucru. Victor Ponta nu dă bani preferențial că primar PSD sau PDL. Dă banii prin niște criterii care sunt stabilite foarte clar în legea bugetului. Păi nu prea dă pentru ea așa. Păi nu dă nici pentru Arad, nici pentru Timișoara, nici pentru Cluj, nici pentru... pentru la Craiova sunt... se face stadion din fonduri guvernamentale. Da, e o altă situație. E un proiect efectiv național. Și la Târgu Jiu se face. Și eu cred total că Maxima Craiova merită în conștiința opiniei publice în România această recunoaștere. Nu, dar nu sunt aceste exemple că nu sunt o să ne dea spitalul bani. Regional. Nouă să ne fac parcul industrial. Nouă ne-a făcut până acum celelalte, nu, oncologia și altele. Victor Ponta n-a predicat niciun proiect. Nouă ne-a făcut Victor Ponta mai departe ca întrebări ce să funcționeze la Iași foarte bine ca o companie națională. Victor Ponta a susținut proiectul mai departe au aceste șosele ocolitoare care a inaugurat-o. Victor Ponta în clipa de față finanțează aeroportul Iași pe fonduri europene. Deși el a negociat cu Bruxelles și putea să spună nu Iașu, intră alte aeroporturi. Deci Victor Ponta nu este împotriva Iașului, iar ceea ce discutăm noi acolo, discutăm de lucruri foarte concrete. La finalul anului 2014, în BPN-ul de final de an, am avut o discuție foarte aprinsă cu Victor Ponta și cu, în mod special cu el, legat de autostrada Est-Vest. Foarte aprinsă și foarte dură. Și am fost foarte clar. Ce... Păi, foarte aprinsă pentru că nu putem discuta de acest autostrad decât nu avem bani. Se știu că nu avem bani. Sau... Păi s-ar ridica și tonul și unul și altul, normal. Dar asta a fost o chestie în partid. A fost o chestiune în care am spus foarte clar. Avem nevoie de această autostradă. A venit ministrul și a spus, da, logic și spune Nikita este, și are dreptate și parlamentare și toți. Domnul Rus. Problema, da, ministrul Rus. Problema noastră este
legată de cum împărțim acești bani care avem. Care sunt prioritățile? Și pe aceea am început să-i spun, nu mă interesează că Uniunea Europeană și ceilalți spun că indicatorii de trafic nu sunt în regulă și nu pot fi finanțați din cauza acestui indicator de trafic. Explicați Comisiei Europene și la Uniunea Europeană că această zonă de țară, dacă nu are autostradă, rămâne și mai subdezvoltată. Decalajul economic crește și mai mare între Moldova și estul și vestul țării. Și întâlnirea trebuie să fie acum în ianuarie cu Comisia Europeană. Și atunci am avut discuțiile astea foarte clare și am spus, schimbați criteriul ăsta, cercați să motivați altfel lucrurile. Și atunci sunt deja lucruri care nu avem cum să mai le renegociem. Nu, atunci dăm bani de la buget. Hai să căutăm alte soluții de finanțare. Hai să căutăm parteneriat public-privat pe tronsoane. Hai să începem tronsonul de autostradă și vedem cum merge. Că nu o să poți să faci la început, la cap, la coadă, tot, dacă nu ai bani. Și acum am văzut discursul lui Rus, care a spus foarte clar că să facă Comarnic-Brașov, pentru că a fost scandalul cu zona din munte acum cu sărbători de iarnă. Și a spus foarte clar Rus că e prioritară autostrada Moldova-Transilvania. Este vestul și cea legată din Tulcea, Constanța, Craiova, Pitești-Craiova. Ceva în discuția dumneavoastră, în discuția din partid. Și public. A spus-o public Rus acum câteva zile. În presa națională. Nu se referea la drum expres. Nu, a spus de autostradă, a spus autostrada Moldova-Transilvania. Iar în discuții mele cu el sunt în continuare foarte clare și sper să reușească să găsească finanțarea, că așa și promis, că până la sfârșitul acestei luni va vedea efectiv ce surse de finanțare are. Din câte știu, a discutat și cu Banca Europeană de Dezvoltare pentru finanțarea unor zone de autostradă și se dorește efectiv să putem începe poate în 2016 lucrarea prin Ungheni, Iași, Târgu Neamț. Și să refacem într-adevăr, să facă documentația pentru autostrada Iași-Târgu Mureș. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Înainte de alegeri, cel puțin, situația era, din punctul nostru de vedere, din afară, cei care nu suntem în politică, era tensionată între primarul municipiului Iași, președintele Consiliului Județean Iași. Cum este acum? Deci eu n-am situații tensionate cu nimeni. În schimb, am dreptul la respect. Cum eu respect, am și eu dreptul la respect. În clipa în care eu te tratez cu eleganță și vin din partea proiectului și susțin toate astea și nu toată ziua cer și nu este atenționat să înjuri pe nimeni, cred că am și dreptul același tratament. În clipa în care văd că sunt altfel tratat, sigur că nu pot toată ziua să-i strâng mâna. N-am cum. Când tratamentul va fi unul corect, poate să critique, poate să facă campanie, dar trebuie să fie în niște limite. Admiteați cândva că au fost... Și vreau să termin ideea. Vă rog. Tot ce înseamnă proiect de interes județean, va avea susținerea mea. Tot ce înseamnă proiect de interes județean. Nu va avea susținerea mea niciun proiect care ține doar de imaginea președintelui Consiliului Județean. Ce este proiect pentru cetățenii județului Iași, total de acord. Ce este proiect care se finanțeze din bugetul Consiliului Județean pentru imaginea președintelui, nu sunt de acord. Am ajuns la finalul emisiunii, domnule primar. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașiului. Să aveți un an cu reușită și cu bucurie. Informații. Reamintim telespectatorilor și adresa de e-mail la emisiunii Vocile Iașiului @digi24.ro. Vă așteptăm cu mesaje și pe pagina de Facebook a emisiunii facebook.com/Vocile Iașiului. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem mâine la Vocile Iașiului la ora 19. Seară liniștită acum.